astăzi am realizat câteva moduri rapide de aranjare a părului. Toată lumea cred că este liberă să dea frâu imaginației și o simplă răsucire, cum e bine, să-l prindem așa la minut, chiar dă un aspect natural. Aspect de bine, pentru că se vede că nu este prea atent lucrat, prea bine pus la punct, fiecare buclă bine definită și prins acolo sau dincolo. E ceva natural și eu sunt pentru lucrurile acestea naturale. Da, aceste moduri de aranjare sunt mai degrabă totuși de zi. Seara aș prefera ca, indiferent că avem părul drept, că avem părul ondulat, să-l purtăm desfăcut. Ca sfaturi zilnice, referitor la firele care ies, care sunt brăzlețe și nu știu, ies ca niște antene aici colo. Nu trebuie să avem obsesie, că trebuie fiecare fir să stea într-o anumită formă sau bine aliniat cu restul. Bineînțeles că sunt produsele de styling care ne ajută să le calmăm, cum ar fi o ceară de păr, la ceara bine puse pe palmă, bine masate palmele, bine, ca produsul să fie bine întins și o peliculă subțire se pune, da? Și dăm cu mânuțele aparent așa pentru a calma aceste fire. Fixativul iarăși este în ajutorul nostru pentru a le calma și a le aranja. Chiar și uleiul de păr are mai multe întrebuințări, chiar și la un păr ondulat, chiar și la un păr drept, o picătură, două, iarăși în palmă, bine masate palmele, da? Cu degetele desfăcute, creăm niște culoare prin părul nostru și permitem să se aranjeze mai frumos, poate să fie mai suplu. De multe ori auzim că, nu pun ulei de păr cum îngrașă. Nu, părul se îngrașă, e clar, la nivelul scalpului. Deci uleiul de păr nu are ce să caute la nivelul scalpului, unde sunt problemele de îngrășat. Ba din contră, iarăși, ca beneficiu, el protejează. Este și economic pentru că nu folosim cantități mari. Cine crede că dacă folosim, nu știu, jumătate de flacon pentru a-și aranja părul, e total greșit. Foarte recomandat ar fi uleiul de păr chiar și în sezonul acesta și în sezonul următoare, chiar și în primăvară, chiar și în vară. Nu trebuie să uităm, uleiul de păr este benefic. Îi conferim părului o protecție. O protecție la ce? Că zicem la ce, că nu se vede, dar avem, vântul este, da? Soarele este la ordinea zilei și, eu știu, pe sezonul de vară urmează, de fapt, pe sezonul acesta avem, în toate sezoanele de altfel, avem clorul care este în apă când ne spălăm, da? Și asta este un agent care ne afectează structura firului de păr, chiar nu este benefic pentru păr. Referitor la vârtejele pe care le avem și care de multe ori ne pun probleme, în primul rând chiar nu trebuie să ne împotrivim cu acestea. Eu zic că mai degrabă trebuie să devenim aliații lor și să urmărim sensul în care părul se duce, atunci putem să lucrăm foarte bine, fără a ne încăpățâna, să-l aducem în direcția opusă, că așa vrem noi. Nu, mergem pe o formă și pe un mod de aranjare pe care chiar părul ne indică. Indiferent că dormim pe el, îl prindem sub noi, sub pernă, cine știe cum, în ce direcție, trebuie să ne adaptăm la asta și, da, eu zic să urmărim direcția în care el ne spune. De multe ori părul ne zice că așa vrea.